Salut, lei! Voi face citirea pentru luna nouă, care se perfectează pe data de 6 iulie. Luna nouă în RAC, o lună nouă care se formează la ora Bucureștiului 1 și 57 de minute. În 14 grade și 23 de minute RAC, pentru voi reprezintă o casă a karmei, a sacrificiului, a secretelor, a iubirii, a datoriilor. Dă un aspect karmic această lună pentru voi. Ascendentul momentului este în 13 grade Taur și arată dorința voastră secretă de a controla niște resurse, de a acumula resurse și aveți și toată lumea are acest aspect tensionat între Neptun și Lilith. Neptun care este în pești, pentru voi peștii, pentru lei, arată schimbări, transformări, moarte, renaștere și, bineînțeles, Lilith, care arată o comunicare, discuții pe care le aveți cu apropiații, dar discuții care duc la tensiuni legate de schimbări și transformări. Și totul poate fi valorificat în Pluto, unde avem un sextil Neptun-Pluto, care arată că veți găsi niște soluții neașteptate să rezolvați această situație printr-un contract, o asociere sau poate chiar un proces sau o logodnă. Un trigon între Neptun, între Lilith, scuzați-mă, și Pluto, care arată că aceste contracte s-ar putea să vă aducă niște schimbări, schimbări benefice pentru voi. Acum să vedem ce ne arată tarotul pentru voi. Momentul mai are un sextil legat de Saturn. Saturn care este tot în pești și Marte. Marte este în Taur și accentuează și mai mult această dorință de acumulare de resurse, de controlul resurselor și de a acționa pentru a obține resurse. Acțiunile voastre, așa cum am spus, sunt legate de schimbare, de transformare. Haideți să vedem ce sfat primiți din partea tarotului. Și iată, aveți o situație în care trebuie să controlați resursele, să țineți sub control cheltuieli, investiții, tot ceea ce vreți să faceți, trebuie să le verificați și să controlați această situație. Un doi de spade arată o alegere care este greu de făcut, luna în balanță arată
comunicare, discuții, tact, diplomație, dar totuși s-ar putea ca această alegere să nu o faceți, să așteptați un răspuns din partea divinității și aveți aici o stagnare, o impunere a acestei stagnări de ceilalți prin faptul că vă consideră pe voi vinovați într-o anumită situație și vă impune această stagnare, este un moment în care puteți să vă schimbați concepțiile și vă eliberați. Și mica benefică Venus, împărăteasa, care arată că totuși puteți să rezolvați printr-o împăcare, puteți să ajungeți la o înțelegere, la o posibilitate în care să nu pierdeți, să realizați un câștig, să zicem, dar întotdeauna spune că trebuie să vă doriți ce este posibil. Să vedem cele trei cărți pentru voi, lei. Iată, 6 de monede, prințesa de bâte și 6 de cupe. Deci, legat de generozitate, încercați să fiți generoși, să oferiți celorlalți pentru a primi la rândul vostru, că acest pare să fie ca un schimb, oferiți, dar și primiți. Deci primiți o șansă să arătați ceea ce puteți să faceți din punct de vedere profesional. Pentru voi, așa cum am spus, este o karmă, un aspect important legat de karmă și o prințesă de bâte care arată o am zice o persoană care își dorește foarte multe călătorii, lucruri noi, poate fi o colegă, poate fi cineva din relațiile voastre sau am putea spune chiar o persoană din trecut. O persoană care revine în viața voastră acum și poate să arate această dorință a ei de a călători, de a avea noutăți în viață, lucruri noi și voi puteți să colaborați cu această persoană, în primul rând fiind legați de trecut. Poate să fie o relație din trecut care acum revine în viața voastră. Haideți să vedem ce spun runele. Bun, deci iată aici aveți atât rune care vă împiedică, deci nu arată un aspect benefic, dar și două rune benefice care pot arăta o victorie pentru voi. Cert este că voi ați avut o energie feminină, vorbim poate de o relație cu o femeie, o femeie care v-a mințit, v-a trădat și acum nu puteți face nimic. Dar poate să reprezinte și, am putea spune, intuiția voastră, care nu v-a ajutat să vedeți persoanele care se implică în viața voastră cu intenții vădit de a vă crea probleme, blocaje, persoane care vin în viața voastră intenționat să vă fure, să vă păcălească, cunoscând dorințele voastre, cunoscând ceea ce vreți să faceți. Aceste persoane sunt hotărâte să vă fure, să vă păcălească și aveți aici această pierdere. Deci pierdeți resurse, pierdeți bani, nu primiți ceea ce ați așteptat. Totul este datorită alegerii voastre. S-ar părea că ați făcut o alegere mai de mult, o alegere care
A fost după cum ați dorit voi. Nu ați ținut cont de sfaturi sau de ceea ce vi s-a mai spus, așa. Ați făcut o alegere după dorința voastră și această alegere s-a dovedit foarte proastă. Acum trebuie să folosiți persoane calificate pentru a ieși din acest blocaj. Este, am zice, o situație în care arată o înghețare, grindina, o fărâmițare a problemelor și o înghețare în care nu puteți face nimic. Poate numai acceptând să așteptați să se schimbe ceva și, în primul rând, să vă folosiți de persoane calificate. Aici arată o rună pe care n-am pus-o deloc greșit la mijloc, am ținut cont de faptul că această rună este arborele de tisă, este acea atenționare, doriți-vă ce este adevărat, doriți-vă ce este drept, ce este posibil, în primul rând să fiți corecți și această rună, îi am zice, din partea divinității, aveți o susținere, o rezolvare a situației în favoarea voastră. Dar dacă vă doriți dreptatea, adevărul, corectitudinea, atunci veți avea o victorie, o reușită, o energie masculină care vă ajută, vă susține și vitalitate, energie, aspecte benefice. Aceasta este citirea pentru voi. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!